Lukashenko e terorist, nu doar dictator. Lukashenko e terorist, nu doar dictator. Și el așa uimit era, cineva protestează și poliția nu intervine, el obișnuit cu terorismul lui. Lukashenko e dictator și terorist. Bună ziua! Eu ieri am făcut protest, nu se mai poate, ce se poate de interpus? Lukashenko e terorist, nu doar dictator! Lukashenko e terorist, nu doar dictator! Bună ziua tuturor! Sunt Vitali Mariunța, prezent Partidul Verde Ecologist, împreună cu organizațiile civice din Republica Moldova. Am decis astăzi să facem acest ad hoc pentru a da descriere imaginea celor ce s-au întâmplat ieri, dar nu numai ce se întâmplă în Belarusia. Ieri, după cum știți, cu deja s-a ajuns la faptul că se avioanele, se punctul de asilă se aterizeze pe... Lukashenko-i terorist, nu doar dictator! Lukashenko-i terorist, nu doar dictator! Au fost arestat și lor li s-a interzis să în țara care le-a acordat lor... Fix în așa mod, activiști civici și din Belarusia, inclusiv ceva Lukashenko-i terorist, de acasă, de la liderul nu doar dictator, a fost să nu știu în ministerul două săptămâni, Lukashenko-i terorist. Deci noi protestăm și... Svobodu Palița Cârciornă! Свободу политзаключенным! Consider că este un act flagrant de încălcare a drepturilor omului și nu doar a acestui activist civic roman, dar este vorba și de toți pasagerii și toată echipa împreună cu piloții, asistenții de bord. Este vorba și de încălcarea drepturilor acei companii aeriene care își asume responsabilitatea pentru securitatea pasagerilor. Este deja strigat la cer atunci când se ajunge să utilizeze tehnica militară ca să deturneze avioanele din zbor pentru ca să aresteze un activist civic. Și aceasta vorbește despre faptul cât de disperație luptă acest regim dictatorial ca să nu piardă acea putere. Și eu consider că este datoria și a noastră, a societății civile și a mass media, a guvernului Republicii Moldova, a guvernelor parteneriatului estic, a guvernelor țărilor Uniunii Europene, a instituțiilor europene, inclusiv Curtea pentru drept europeană pentru drepturile omului, ca să se exprime pe acest caz. Eu consider că foarte recent a fost adoptat un act similar actului Magnitsky, un act european pe drepturile omului, care oferă posibilitatea de a aplica sancțiuni foarte dure, inclusiv factorilor de decizii care flagrant încalcă drepturile omului. Și acest act trebuie aplicat în primul rând domnului Lukashenko.
Și eu consider că companiile aeriene trebuie să reconsidere acel zbor. Traseu, da, culoarul. Să reconsidere traseurile pe unde zboară, pentru ca să asigure securitatea tuturor pasagerilor. Nimeni din noi nu este scutit de faptul și nu este, sunt toate șansele să se utilizeze astfel de tehnici și împotriva cetățenilor din Republica Moldova, care fac un efort ca să construiască un stat de drept. Consider că autoritățile republice trebuie să nu admită, trebuie să vină cu o declarație de indignare cu acest fapt în care a Jive Belarus! Jive Belarus! Ca să zic așa. Cu Amnesty. Lukashenko e diktator! Lukashenko e terorist! Nu doar diktator! La fel ca și cu zona noastră. Pur oameni sunt în joapă. Toate noi suntem că... Lukashenko e terorist! Nu doar diktator! Lukashenko e dictator, nu doar că... Ești terorist, nu doar dictator. Da, cum vreau că din partea Republicii Moldova nu am văzut ce este până acum. Poate că eu nu am fost nicio reacție, nu de la partidele politice, dar reprezint o de la autoritate de partid. Deci deocamdată la noi guvernare este deși schimbat de Dovoronin sau Vorodon, nu știu cum se mai numesc, dar este fapt că recent Vorodon a fost îngălorită și s-a înfrățit încă o dată cu ultimul dictator al Belorusului, Belorusiei, și având experiență general de oameni, Poate repeta și la noi. Nu întâmplător, pe timpul lui Dodon, Republica Moldova au extradat, au furat, au răpit niște învățători turci și pentru asta alt dictator, Erdogan, a trimis niște mașini de luptă cu protestatarii de stradă. Deci exact același scenariu. Dodon, Plahotniuc se pregăteau să lupte cu protestatarii de stradă. Cum s-au luptat în Turcia, cum s-au luptat în Belarus. Noi nu vrem să revenim la dictatură. Am avut destui ani de totalitarism. Lukashenko e terorist, nu Lukashenko doar dictator. Lukashenko e terorist, nu doar dictator. În engleză scrie libertate deținuturilor politici și hashtag-ul free political prisoners. Și aici am scris tot în English Belarus și după aceea teror rus. Dictatorul Lukashenko a transformat minunata republică soră Federației Ruse, a transformat-o într-un stat terorist. Acum e periculos că vorbe deasupra Belarusiei să ai relații cu ei. Nu întâmplă doar acum 20 de ani de la Rusia, toate din Consiliul Europei, săracii cetățeni de la Rusia au acces la Curtea Europeană Drepturilor Omului. Acum probabil se impun sancțiuni mult mai dure de către toată lumea civilizată împotriva unui terorist de stat. Să ajungă la cetățeni.
o grămadă de activiști civici, oameni care au ieșit la proteste, oameni care încearcă să expune pe internet, stau închiși sau se exilat. Iată și băiatul ăsta care ieri a fost arestat, ca să nu fie închis, s-a exilat, a obținut azil politic și iată l-au revit și cu azil politic. Ceea ce e împotriva tuturor normelor internaționale despre azil. Oriunde în Europa e posibilă dictatura românilor la totalitarism, dacă nu verificăm în fiecare zi să nu se respecte nouă și celor de alături drepturile fundamentale. Oricând se poate reveni la totalitarism, în cazul că suntem în țara europeană Ungaria, suntem în țara europeană Polonia, oricând oriunde poate reveni totalitarism.